Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Teodor Avrămescu împreună cu echipa Steaua TV pe terenul 5 din complexul sportiv Steaua din cartierul Ghencea pentru meciul din Liga de Tineret, etapa 11-a Serie S dintre Steaua București și SCFC-FCSB-SA. Este ultimul meci din sezonul regulat, ambele echipe sunt deja calificate în play-off și este un meci pentru o poziție cât mai bună în clasament, dar și un meci al orgolilor, după cum se știe, orgolile unor jucători tineri care bat la porțile echipelor de seniori. Hai să vedem cele două echipe care vor intra în teren. Începem cu echipa Societății Comerciale FCFCSB-SA, care va avea în poartă pe Adrian Mușat, jucător de câmp, Matei Manolache, Andrei Dinu, George Gogescu, David Alexe, Ricardo Pădurariu, Ianis Vencu, Dragoș Bulimar, Marius Miruță, Andrei Pandele și Mihai Toma. Antrenor este Marius Ștefan. Echipa noastră este o București în echipament roșu cu albastru, îl va avea în poartă cu numărul 12 pe David Dumitrescu. În apărare cu numărul 22 Gabriel Dumitru, numărul 6 Matei Marin, 18 Hussein Shehait, capitanul echipei, 17 Mario Brumă, la mijloc numărul 8 David Matei, 10 Mihai Popescu, 21 Răzvan Florea, 20 Andrei Cristea, în atac numărul 9 Claudiu Ioniță și numărul 27 Ștefan Glonț. Antrenorul echipei noastre este Laurențiu Diniță. Capitan la oaspeți este Andrei Pandele cu numărul 8. Brigada de arbitri este formată din Sebastian Mihai Lăstună din Râmnicu Vâlcea, ajutat de bucureștenii Traian Ionuț Neacșu și Viorel Vasilică Dobre. Antrenor de rezervă este Teodor Oancea. După 10 etape, pe primul loc în Liga de Tineret se află Farul Constanța cu 10 victorii din toate meciuri. Pe poziția a doua se află FCSB-SA. Locul 3 este Rapid 1923, pe 4 ACS Sportim, pe 5 Steaua și pe 6 Concordia Chiajna. Acestea sunt și echipele pe care le vom întâlni începând de săptămâna viitoare în turul play-off-ului. Steaua vine după 5 victorii consecutive, 5-0 cu Dinamo, 7-1 cu Poliaș, 3-1 cu Liceul cu Profil Sportiv Iolanda Balasoter Buzău, 2-0 cu Petrolul și 1-0 la FC Argeș. Echipa oaspete a avut o înfrângere usturătoare, 1-6 cu Farul Constanța în ultima etapă, a pierdut și în etapa a treia, 1-2 la Dinamo 1948. Așadar, ne așteptăm la un meci spectaculos, ambițios, sperăm în spiritul fair play-ului și fără probleme pentru brigada de arbitraj. Da, aceeași provocare, să zic așa, cum spunea un citat, ce provocare ordinară, am încheiat citatul, atâta vreme cât jucătorii aceștia care au altă schemă, altă stemă pe piept, nu știu unde joacă, evident, sunt apostofați din tribună. Bineînțeles că în preajmă se află și o dubă de jandarmi, cu siguranță nu vor ieși incidente, dar e bine să previi. Așadar, oaspeții în albastru, Steaua în roșu-albastru. FCSB va avea lovitura de începere. La fluierul arbitrului Sebastian Mihai Lăstun a început meciul din etapa 11-a, Steaua și FCSB. Claudiu Ioniță a venit în sprijinul apărării, foarte bună degajare, a prelungit Glonț. Florea. Popescu. O intervenție considerată regulamentară a lui David Alexe de către arbitri. Am recuperat. Și
Și abia acum, ba nu, lasă arbitrul jocul să continue. Cred că la un moment dat va trebui să îi cheme la ordine pe jucători. E drept, n-au fost faulturi, dar se joacă aspru, se intră la minge, se pune osul la treabă. O degajare a lui Matei Marin. Foarte bine a luptat acolo Mihai Popescu. În partea dreaptă către Bulimar. O bară și un șut respins, da, a fost o greșeală a apărării noastre. Ieșim însă foarte bine cu Florea. A interceptat Gogescu, care este faultat. S-a început în forță. Vom avea un meci de viteză, cu siguranță. Manolache dă drumul în partea stângă. Cade Ricardo Pădurariu. A băieții aceștia, cum sunt atinși, urlă ca din gură de șarpe. Și aici mă refer în general la toți fotbaliștii, nu fac referire neapărat la cei care se află acum pe teren. Nu cred că arbitrii se lasă impresionați de răgnetele lor, pentru că apoi se ridică senin și n-au nimic. Este lovitură liberă pentru oaspeți, lateral stânga. Mihai Toma se depărtează de balon. Resping foarte bine jucătorii noștri. Este fault, Răzvan Florea cel faultat. Dă drumul repede în partea stângă, acolo unde se află Claudiu Ioniță. A sărit Mario Brumă și el trimite în față. Agață Florea, o minge. Foarte bine în partea dreaptă. Un dribling. Intră în carul de 16 metri. Pasă pe jos, care nu mai ajunge la glonț. Oprit Andrei Pandele din cursa sa. Steaua va arunca de la margine. Respinge pe spate Ioniță. Și Hait în față. Încearcă intercepția Glonț. Portarul Adrian Mușat. Face pressing Claudiu Ioniță. Lansare către Bulimar, l-are lângă el pe Shehait. Foarte bine Florea, schimbă în partea dreaptă, acolo unde se află Andrei Cristea. Găsit foarte bine diagonala în partea dreaptă, mingea a fost însă un pic cam puternică.
David Alexe îl are pe aceeași parte pe Bulimar. Se consideră fault intervenția lui Ioniță. A lăsat destul de liber jocul până acum Sebastian Lăstun. A avut însă decizie autoritare. N-a lăsat loc de interpretare. Diagonal în dreapta către Bulimar. Prinde însă cu siguranță David Dumitrescu. Aruncare greșită de la margine, interceptează ai noștri. Pasa până la Alexe, care trimite la întâmplare în față. Și Haid. A trimis prea puternic în partea dreaptă. Doar aruncare de la margine pentru oaspeți. Foarte bună devierea și este faultat Claudiu Ioniță. Poate n-ar fi rost să apară și cartonașele galbene. Ambele echipe medicale sunt chemate pe teren. Ar fi fost o situație periculoasă la poarta FCSB-ului dacă scăpa Claudiu Ioniță. O deviere și o preluare în viteză. Echipa oaspete n-are decât 5 jucători de câmp pe foaie plus un portar. Este o vreme ideală pentru fotbal. La sfârșit de octombrie, o vreme bună, gazon excelent. Celelalte meciuri din etapa 11-a din Liga de Tinere sunt ACS Sporting București, Farul Constanța, FC Voluntari, campionii FC Argeș, Concordia Chiajna, ACS Petrolul 52, Fotbal Club Rapid 1923 SA, liceul cu profil sportiv Ioranda Balea Sătăr din Buzău și SC Dinamo 1948 SA, ACSM Politehnica Iași. Nu mai pot apărea schimbări în primele șase, vă spuneam. Farul, FCSB, Rapid, Sport Team, Steaua și Concordia Chiajna sunt echipele care vor juca în play-off. Se ridică în cele din urmă Claudiu Ioniță. Hai să vedem această lovitură liberă pe care o va executa David Matei. David Matei, care a jucat și ieri în meciul seniorilor, primește aplauze. Claudiu Ioniță, care va mai primi îngrijiri la marginea terenului. În partea stângă scoate către Brumă. Întoarcem la Shehait. Matei Marin. Diagonală către Popescu. Și este aruncare de la margine pentru Steaua. Va arunca Mario Brumă. Până la Shehait.
Asta e Marin. O reluare. Ușor deviată a lui Claudio Niță. Lovitură de colț pentru Steaua. Mingea a venit puternic și apoi a fost respinsă de un jucător al echipei oaspete. Centrare în care o lovitură cu capul. Însă n-a prins poarta. Popescu iese foarte bine cu călcâiul pe spate. Combină foarte bine ai noștri. Este gol! Bară! Și... incredibil! Incredibilă ocazia jucătorilor noștri. Mingea a lovit transversala și apoi a căzut în teren. Nu cred că s-a dus dincolo de linia porții după cum a căzut. Apoi preluare cu capul peste poartă din câțiva metri a lui Florea. Câte o mare ocazie pentru fiecare dintre cele două echipe. Și oaspeții au avut în minutul 2 o bară. Noi în minutul 12. Se lasă legea avantajului. Sau de fluierul lui Sebastian Lăstun. Un joc frumos, cu perioade de dominare când de o parte, când de cealaltă. Este bine și Haid. Și este faul, da? Faul și cartonaș galben la Andrei Dino. Roșu! Este roșu direct. Deci roșu direct la Andrei Dinu din minutul 15. A, era al doilea galben. Din minutul 15, echipa oaspete cu un om mai puțin pe teren. Un fault... prostesc când ne aflam la jumătatea terenului. Părăsește terenul Andrei Dinu. Lovitura liberă care va fi executată de către Hussein Shehait. David Matei. Brumă în stânga. Ușor, ușor, că nu știu, n-are cu, n-are cu cine, ușor! Facem pressing. Și acum este fault. La Matei Manolache. Un avertisment și pentru Florea. A lovit mingea după ce arbitrul fluierase.
Andrei Cristea, cel care a primit îngrijiri pe gazon și iese în afara terenului. Să sperăm că nu este nimic grav. A fi lovitură liberă pentru oaspeți. 0-0. Steaua SCFC-FCSB SA. Punem presiune pe apărare. Portarul mușat trimite greșit în față. Brumă. Florea. Lovitură de colț pentru Steaua. O nouă fază. Pericol la poartea FCSB-ului. Îndepărtat în ultim moment. Răzvan Florea va executa lovitura de colț. Sunt minute de dominare ale jucătorilor noștri, mai ales după eliminarea lui Andrei Dinu. Trecut pe lângă minge Matei Marin. Rămânem în jumătatea de teren adversă. Gabriel Dumitru a trimis în afară. Din nou mușat. Deschidere în partea dreaptă, acolo la David Alexe. Preluare prea largă, respinge Brumă. Urcă imediat linia de fundașii a Stelei, aproape de jumătatea terenului. Para nu avea soluții oaspeții, care biez greu din propria jumătate de teren. Poate bine presează Cristea. Superioritate numerică în partea stângă, iese Shehait și trimite în afară. Ricardo Pădurariu va arunca de la margine pentru oaspeți. Încă o dată Shehait trimite în față către Glonț. Mihai Toma obligat să trimite înapoi. Un șut la mare distanță și la mare distanță de poarta lui George Gogescu. Shehait, lung de linie, prelungit bine. Glon se duce singur. L-are în față pe Alexe. Pierde în cele din urmă la Manolache. Este faultat, într-adevăr, Mihai Toma. O ținere de tricou. Dar spiritele se inflamează la orice obstrucție. Multă pasiune
și în teren ca și în tribună. Steaua va arunca de la margine. Gabi Dumitru, rapid, până la David Matei. Arbitrul se duce să avertizeze un jucător, un oficial de la echipa oaspete, care protestează, probabil nu în stilul cel mai ortodox, îi se atrage atenția. Cu siguranță Gabriel Dumitru până la portarul David Dumitrescu, acesta din prima până la jumătatea terenului. Matei Marin, blocat, Popescu, a încercat o pasă către Glonț, care era un pic cam avansat. Și Haid și este doar au de poartă. Foarte bună intervenția capitanului Stelei, Hussein și Haid. Claudioniță căzut pe gazon la jumătatea terenului, cred că acuză crampe și este chemată din nou echipa medicală a Stelei. Nu este cazul de a se trage de timp la 0-0 în prima repriză, dar are probleme Claudioniță. Și iată, se cere schimbare în locul lui Claudioniță. Deja din minutul 25 intră cu numărul 98 Andrei Tănăsescu. Da, intră Tănăsescu din minutul 25. Un picior cam sus la Mihai Toma. Este aruncare de la margine pentru oaspeți. Da, nu mai poate că continua Claudioniță. Am trecut de minutul 25, Steaua SCFC FCSB s-a 0-0. Oaspeții cu unul mai puțin pe teren din minutul 15. A fost terminat Andrei Dinu. A căzut ușor Toma. Arbitrul dă lovitură liberă. Cred că vor căuta oaspeții cât mai multe faze fixe din preajma careului nostru pentru a încerca să fructifice fazele fixe. Pentru că altfel s-au apropiat destul de greu de careul de 16 metri al roșialbaștrilor. Zid format din doi jucători. Poziția!
Respinge foarte bine David Dumitrescu o minge care se îndrepta spre vincul porții. Este lovitură de colț. Mihai Toma va executa. Prima bară, respinge Shehait, trimite în afară. Ricardo Pădurariu nu se grăbește să execute repunerea din margine. David Matei se intră mult la sacrificiu prin alunecare. Și cartonaș galben pentru David Matei. Minutul 28, cartonaș galben pentru jucătorul Stelei. Sunt multe proteste din tribune la orice fază, la orice intrare prin alunecare, la orice aruncare de la margine. Sunt multe orgolii. Jucătorii ar trebui însă să își vadă numai de joc. Boxează David Dumitrescu foarte bine. Foarte bine trimite Shehait în afară. Sunt minute în care oaspeții rămân în jumătatea noastră de teren. Shehait, Brumă, Popescu, Matei, Matei Marin, Brumă, are posibilitatea să urce, Matei Marin la minge. Popescu pe aceeași parte, o centrare care vine totuși. Tănăsescu intră în dribling, își face mingea, își trimite mingea prea mult în față și este doar au de poartă. Aproape de intercepție Ștefan Glonț. Și din nou se fluieră fault în favoarea echipei oaspete. Mihai Toma
Cel care a fost faultat. David Alexe, întâmpinat de Tănăsescu și hai din nou Tănăsescu schimbă partea, acolo se află însă Gabriel Dumitru. Va fi aruncare de la margine pentru noi. Popescu, Tănăsescu, o centrare către Florea s-ar fi vrut. Marius Miruță n-ajunge la această minge și Haid se descurcă foarte bine cu portarul Dumitrescu. Matei Marin. Brumă. Tănăsescu. Popescu. Cere Florea, primește. David Matei. Urcă și Haid în jumătatea adversă. David Matei. Popescu. Da. A intrat în piciorul lui David Matei. Cei doi optari s-au ciocnit unul de celălalt. Andrei Pandele este victima. Și lovitură liberă pentru oaspeți. Popescu recuperează pentru moment, apoi Gabriel Dumitru. Degajează David Dumitrescu. S-a ferat fault și a mai intrat odată jucătorul FCSB-ului. Se cam intră la rupere în niște faze banale, aș putea spune. Lovitură liberă pentru Steaua. Brumă, Popescu. Andrei Cristea faultat, dar nu se dă nimic. Se lasă jocul să continue. Jucătorul Stelei rămâne pe gazon. Și Haid calmează jocul. Florea
Și Haid, Brumă, are spațiu de manevră, poate urca, preferă pe Popescu, Florea, Matei, în stânga către Brumă, va veni centrarea, este centrare și este un șut slab al lui Răzvan Florea, prins de Adrian Mușat. Presează Florea și Glonț, portarul Mușat. N-are cu cine combina partea stângă. E un spațiu ceva mai liber pentru oaspeți. Gogescu. Alexe. Gogescu față în față cu Shehaed. Foarte frumos, elegant, Mario Brumă. Recuperează. Popescu, pe aceeași parte se află Tănăsesu, preferă pasa în centru la Glonț. Șut blocat al lui Pandele. Florea și avem posibilitate de contraatac. 3 contra 4. Linia de fundaș și să vedem Florea. Șut din prima. Respinge Adrian Mușat. O fază de atac frumoasă cu un șut din prima a lui Florea. Suntem în minutul 40 în continuare, 0-0 Steaua și echipa Societății Comerciale FCSB SA, care din minutul 15 se află cu un om mai puțin pe teren. În ultimul meci al sezonului regulat, înaintea play-off-ului. Matei Marin trimite o minge în afară. Cred că vom avea mai mult de un minut de prelungire din această primă parte a meciului. Foarte bine a intervenit Brumă. Tănăsescu intră în centru. Popescu este luat pe sus și nu se dă. Provoacă Pandele. Nu știu cui este arătat cartonașul galben, dacă lui Tănăsescu sau lui Pandele. Cred că lui Tănăsescu. Deși a fost provocat de Andrei Pandele. Aruncare de la margine pentru Steaua.
Și Hait, reluăm atacul. Brumă. Popescu pe aceeași parte, Tănăsescu în centru, e preferat tot capitanul Stelei. Matei Marin. Popescu în partea stângă, învăluie Brumă, primește, să vedem dacă va centra din prima. O face Tănăsescu, trebuie să întoarcă. Și Popescu, un șut peste. Bună intenție, aplaudată de public. Facem pressing. A faultat Tănăsescu. Portarul mușat. Preferat Manolache. Care încearcă să urce. Nu, este. Da, Manolache este. Nu poate trece de Andrei Cristea. Și este aruncare de la margine pentru Oaspeți. A fost fault al lui Andrei Cristea. Acum când am intrat în ultimul minut al primei reprize, vom vedea cu cât se va prelungi prima parte. O minge trimisă la întâmplare de către David Alexe. Out de poartă pentru Steaua. Florea a încercat o pasă către Ștefan Glonț. Portarul mușat. Atacat de Florea. Intervine bine Tănăsescu. Foarte bine a deposedat Popescu. Tănăsescu. David Matei a încercat o pasă spre Popescu. Mihai Toma. Și Hait până la portarul Dumitrescu. Brumă. N-am văzut minutele de prelungire. Tănăsescu, o centrare, și 0-0 este scorul la pauză între Steaua și FCSB, meciul din etapa 11-a serie este a Ligii de Tinerete, revenind după pauză.
Ne-am reîntors pe terenul 5 din complexul sportiv Steaua din cartierul Ghencea pentru repriza a doua meciului dintre Steaua și SCFCFCSB-SA. Meci din Liga de Tineret, etapa 11-a serie este ultima etapă a sezonului regulat sau regular. Ambele echipe sunt calificate deja în play-off. Reamintesc din minutul 15, echipa oaspete joacă cu un om mai puțin pe teren, a fost eliminat Andrei Dinu. 0-0, scor la pauză, Steaua cu Dumitrescu în poartă, jucători de câmp Dumitru, Marin, Șehait, Brumă, Matei, Popescu, Florea, Cristea, Glont și Tănăsescu, care a intrat în locul lui Claudiu Ioniță, accidentat. De partea cealaltă, FCSB cu Mușat, Manolache, Gogescu, Alexe, Pădurariu, Vencu, Bulimar, Miruță, Pandele și Toma. O primă repriză cu mult angajament și ambiție de ambele echipe, cu ocazii de o parte și de cealaltă. Steaua a dominat însă prima parte a meciului, a avut și un șut în bară în minutul 12, oaspeții au avut chiar din minutul 2, după care s-au retras în propria jumătate de teren mai mult. Centrare care îl vizează pe Miruță și este o lovitură a lui Miruță asupra lui Gabriel Dumitru. Și Hait, Brumă. Am instalat deja în jumătatea de teren adversă. Blochează Andrei Pandele. Aruncare de la margine pentru Steaua. Matei Marin. Și Hait. Florea. Popescu. Brumă, Popescu și un șut mult peste. Cele două echipe se vor întâlni și săptămâna viitoare în prima etapă a play-off-ului în deplasare. 29 octombrie la ora 12 se va juca în Berceni. Gogescu trimite în față. Foarte bine a intervenit acolo și Hait. Matei Marin. Gabriel Dumitrescu, presat de Miruță, trimite în față David Dumitrescu. David Matei, Brumă, un umăr la umăr cu Pandele. Capul a trimis Gogescu până la propriul portar. David Matei deschide în dreapta către Dumitru. Vine centrarea, dar este blocată de către Pădurariu. Lovitură de colț pentru Steaua de pe partea dreaptă a direcției de atac. Andrei Cristea va executa această lovitură de colț.
O lovitură de cap peste al lui Ștefan Glonț. Foarte bună intervenția lui Dumitru. Trebuie să tragă la poartă mai cu curaj și în afara careului. Așa cum o face acum Brumă și îl întinde pe portarul Adrian Mușat. Ajung în careul de 16 metri și ori n-au culoare, ori n-au curaj. Și acum boxează Mușat. Tănăsescu, da, mult peste. Am început repriza a doua în careul advers. Reamintesc oaspeții din minutul 15 cu un om mai puțin pe teren. Pandele, impetuos, trimite în față. Aruncare de la margine pentru oaspeți, David Alexe, caută un coechipier. Vencu încearcă să scape de adversarul direct. Protejează foarte bine Matei Marin și este doar au de poartă. Limar blocat. Îl lasă pe Alexe să execute aruncarea. Toma și Miruță se află în careu. Degajează Popescu, Pădurariu și o minge deviată. Lovitură de colț pentru oaspeți. Mihai Toma va executa. Un șut pe lângă al lui Bulimar. O fază rămasă fără niciun rezultat. Steaua repune. Cere mingea în față Cristea. Intervenție bună a lui Gogescu. Tănăsescu face pressing și ia fața adversarului. Portarul David Dumitrescu. Gabriel Dumitru. Bun stopul, prelungește până la Popescu, din prima către Glonț și întoarce adversarul, are culoare, ar trebui să șuteze, o face și obține un corner, a blocat Pădurariu. Rămân în spate la Steaua doar Brumă și cu Dumitru. Un șut deviat și din nou lovitură de colț.
Miruță. Ușor, ușor, că n-am cu ușor, că sunteți mulți, ușor. Vencu, Dumitru, foarte bine. Prea în față n-avea Andrei Cristea acum să ajungă la această minge. Se grăbește pădurarul să arunce de la margine. Încă o aruncare de la margine. Marin până la Shehait. Bruma. Reluăm atacul pozițional. Tănăsescu are doi oameni în față, greșește și respinge Gogescu. Miruță. Florea pressing la Pădurariu. Aruncare de la margine pentru Steaua. Se grăbește Andrei Cristea până la Popescu. Florea își face culoare, blocat de către Toma. Acordă out Gabriel Dumitru. Cu nou mai puțin pe teren, cred că oaspeții s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate, pentru că văd că orice fază fixă duce la întârzierea jocului. Nu se grăbește nici Pădurariu să repună de la margine. Steaua va arunca din nou de la margine. Andrei Cristea lasă până la urmă la Dumitru. Matei Marin. Bruma. Florea. David Matei din prima către Matei Marin. Ratează startul Tănăsescu și mingea se duce în aut de poartă. Toma pe spate către Bulimar, obligat să trimită din nou la fundașii centrali cei de la FCSB. Iese bine și Hait, ajută și Popescu, David Matei, viteză bună. Ar putea pasa în dreapta, o face acum către Cristea. Și nu este! Poziția afară din joc, se ridică Fanionul de la margine. Excelentă fază cursivă. Din păcate, un jucător al Stelei surprins în poziția afară din joc. Suntem în minutul 60, în continuare 0-0, Steaua FCSB. Și va fi o schimbare în echipa noastră. Numărul 19, Ștefan Bold, va intra în locul lui David Matei. Și
Matei, vă spuneam, a prins minute și ieri în meciul de tineret, în meciul seniorilor. A doua schimbare făcută de antrenorul Laurențiu Diniță. Nu se grăbește Adrian Mușat. Glonț se descurcă bine. Cristea. Bună intenția. Și Hait, Matei Marin, Popescu, caută Mihai Popescu un coechipier de marcat. Gabi Dumitru, Bold, centrează din prima, Tănăsescu, recentrează, respinge Pandele. Și un șut, ce ocazie, șutul puternic al lui Răzvan Florea, pe lângă poartă. Faultată din spate, Gabriel Dumitru. Lovitură liberă pentru Steaua, lateral dreapta. O fază fixă. Mihai Popescu centrează, prea lungă centrarea. Ca de obicei, nu se grăbește portarul oaspeților. Minge către Miruță. Bold pierde și el. Miruță avansează. Mihai Toma. Bună intervenția lui Brumă și este au de poartă. Ieri în etapa a doua a Ligii 1 la volei, Steaua a învins cu 3-2 Rapid în sala Mihai Viteazu. Un meci cu public, dar fără galerie, pe care o văd aici într-un număr mic cei drept la terenul 5 din complexul sportiv Steaua. Toma, Pandele, un șut slab, prins cu siguranță de David Dumitrescu. Tăvălit Florea, lovitură liberă pentru Steaua. Bold. Cristea, Popescu, Dumitru, Marin, nou Popescu, Marin, urcă și Shehait, Brumă, Tănăsescu, un dribbling, încearcă să intre în centru, șutează,
A respins Gogescu. Mingea rămâne la ai noștri. Brumă centrează. Și a fost o intervenție în careul de 16 metri al lui Mihai Toma. Arbitrul n-a considerat să fluiere fault. Matei Marin. Frumos, să vedem un dribbling și nici acum dacă nu e 11 metri. A fost o intervenție neglijentă și jucătorul Stelei primește cartonaș galben pentru simulare. Galben așadar pentru Ștefan Bold. Mai bine intra hotărât la minge, încerca să șuteze sau să paseze în exterior. O minge către singurul om din fața al oaspeților, Vencu. Matei Marin însă e primul la minge și Hait. Tănăsescu, minge al sare și va fi aruncare de la marginea pentru oaspeți. Schimbare la FCSB, iese numărul 11, Miruță, intră numărul 19, Albert Jarcă. Și 28, Luca Baban intră la FCSB în locul lui Bulimar. Trei schimbări făcute de antrenorul Marius Ștefan la oaspeți. Nu, două. Matei Marin, primul în fața lui Toma, a recuperat acum Pandele. Prinde cu siguranță David Dumitrescu, centrarea lui Jarcă. Plecăm pe contraatac, Popescu. O pasă foarte bună către Tănăsescu, intră în careul de 16 metri. Nu știe ce vrea să facă, nici n-a șutat, era într-un unghi mai greu, nici n-a pasat către Popescu. Păcat de această fază derulată rapid. Este doar aruncare de la margine pentru Steaua. Glonț. Cristea centrează. E lovitură de colț pentru Steaua. A respins David Alexe din fața lui Răzvan Florea. Blochează Jarcă. Brumă până la David Dumitrescu. Suntem în minutul 70, 0-0. Steaua, SCFC, FCSB, SA. Urcă Popescu. Florea. Și Hait. Cristea. Șut bun! S-a dus mingea ușor peste vincul porții lui Adrian Mușat.
Încă 20 de minute plus prelungiri din această întâlnire. Din ultima etapă a sezonului regulat. Manolache, Popescu și Dumitru. Și Hait, Marin. Tănăsescu, obligat să trimite în afară, mingea a venit prea pe spate, aruncare de la margine pentru oaspeți. Tănăsescu este faultat de Gogescu. Nu se ridică Fanion de la margine, poziția afară din joc. Pădurariu este faultat. Jarcă. A căutat o diagonală, Brumă cu capul până la portarul Dumitrescu. Popescu avansează, trece în jumătatea adversă. Tănăsescu combină bine și prin alunecare păstrează mingea Pandele. Recuperează Florea. Cristea. Popescu, Cristea, Florea, încercat să șuteze. Și Hait, Brumă, atacat de Baban. Bold. Și culoar a respins acolo Manolache, a deviat mingea, posibilitatea de contraatac cu Mihai Toma. Am repliat însă repede, iese Matei Marin și lansează contraatacul.
Trebuia să dea drumul mai repede la minge. Un jucător de la Steaua, cred că este Tănăsescu, căzut pe gazon în apropierea careului oaspeților. Crampe, da. Se cere intervenție echipei medicale. Moment pentru jucătorii celor două echipe să mai ia câteva guri de apă. Steaua are mai multe posibilități pe bancă în cazul în care Tănăsescu, care a intrat în repriza a doua, nu va putea să continue. Nu, Tănăsescu a intrat în prima repriză în locul lui Claudiu Niță, accidentat. Pe bancă se mai află Flavius Chiriac, Marius Radu, Robert Radu, Andrei Solomon, Alex Rotescu și Noris Chiriac. Rezervă de portar este Ianis Pletea. Da, și se pare că Mario Brumă este cel care este schimbat. Intră Marius Radu, minutul 78. Cere mingea jarcă. Ce ocazie au avut oaspeții. A respins bine David Dumitrescu în primă fază. Trebuie să fim atenți la aceste faze. Alex se aruncă de la margine. Pădurariu. Foarte bine intervine Gabriel Dumitrescu, care poate declanșa contraatacul. Tănăsescu n-a fost puțin afară din joc, intră în careul de 16 metri, un dribbling. O pasă și nimeni să trimită, să împingă mingea în poartă. Bună acțiunea lui Tănăsescu. Intrase în unghi, nu mai putea șuta la poartă. Și Haid până la portarul Dumitrescu.
Ștefan Bold. Minge care n-a mai fost ajunsă de Marius Radu. Năsescu se consideră fault la Mihai Toma. Încearcă să urce Gogescu. Nu-l poate depăși pe Radu. Și se încing spiritele în fața băncii oaspeților. Cât un cartonaș galben și pentru Radu și pentru Gogescu. Un alt jucător al FCSB-ului cu probleme de cu crampe. Și arbitrul de centru nu vede semnalizarea tușierului. Până la urmă se cere intervenția echipei medicale. Au deja două schimbări făcute oaspeții, să vedem dacă vor mai face încă una. Arbitrul Sebastian Lăstun va contabiliza toate aceste întreruperi și au fost câteva în repriza a doua. Ricardo Pădurariu, cel care iese pe marginea terenului pentru a primi îngrijiri. Vom vedea dacă va mai intra sau nu. E lovitură liberă pentru oaspeți. Respinge foarte bine Marius Radu, trimite în afară. Dar reintră Pădurariu. Toma în duel cu Shehait. Lovitură liberă pentru oaspeți lateral dreapta. Mihai Toma va executa zid format din doi steliști. Și mingea se lovește în zid.
Blocat însă foarte bine Ianis Vencu. Tănăsescu trimite în față David Alexe. Ștefan Glonț a fost înlocuit de Marius Radu. Mario Brumă se află în teren, numărul 17. Degajează Dumitrescu. Și Haid. Mai sunt 3 minute și jumătate din cele 90. Vom vedea. Vor fi, cred că, cel puțin 4-5 minute de prelungire. Andrei Cristea, spațiu de manevră în partea dreaptă. Pasează Radu mult în spate. Brumă trece de adversar. Lovitură de colț pentru Steaua. Rămân în spate doar Marius Radu și Gabriel Dumitru. Urcă Gabriel Dumitru. Nu a venit bine mingea lui Cristea. Și acum, dintr-o deviere, prinde Adrian Mușat. Foarte bine, recuperează Cristea. Care este faultat. Din nou, lovitură liberă bună pentru Steaua. De la aproximativ 20-21 de metri, ușor lateral dreapta de poarta lui Adrian Mușat. Rămâne Mihai Popescu să execute această lovitură liberă. Se dusese inițial și Florea. Trei jucători în zidul celor de la FCSB. Popescu o dă pe poartă, bară! A fost un șut frumos, spre vinclu se ducea mingea. Aruncare de la margine pentru oaspeți, rămânem însă în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Tănăsescu, Popescu a încercat din prima un șut cu stângul. Am intrat în ultimul minut. Cinci minute de prelungire arătate de Sebastian Mihai Lăstun din Râmnicu Vâlcea. Aruncăm de la margine. Popescu. Agață mingea Toma. Este lovitură de colț. Foarte bine a insistat acolo Andrei Cristea.
Se descurcă acolo Toma, trimite în față către Vencu, față în față cu Shehait, deschidere în partea dreaptă către Baban și mingea este în afara terenului, protejată de David Dumitrescu. Florea până la Dumitru. Urcă Popescu, Tănăsescu învăluie Brumă, primește, vine centrarea. Înaintează Pădurariu, blocat imediat de Cristea și de Matei Marin. Florea, spațiu de manevră, l-are în dreapta pe Bold. Și pe Tănăsescu în față, un dribling blocat șutul lui Florea. În brațele lui Mușat. Și încă un jucător cu probleme medicale. 3 minute și jumătate din prelungiri. 0-0 Steaua împotriva echipei Societății Comerciale Fotbal Club FCSB Societate Pacțiuni. Încă nu și-a revenit jucătorul de la FCSB. Degajează Mușat. Dumitrescu respinge, Florea face mingea lui Pandele. Țâșnește Toma. Și mingea se duce în plasa laterală a porții, a șutat din prima Toma. Și o schimbare, intră Andrei Radu la FCSB. În locul lui David Alexe. Suntem în ultimul minut al prelungirilor. Shehait, o ultimă șansă de atac pentru Steaua. Bold, Dumitru, Popescu. Mihai Toma. Foarte bine blocat de Dumitru, se consideră foul. No, în acest moment arbitrul Lăstum pune capăt acestei partide. Steaua și FCSB încheie nedecis 0-0 în ultimul meci din sezonul regulat, etapa 11. Cele două echipe se vor întâlni săptămâna viitoare în deplasare în Berceni, în prima etapă a play-off-ului.
Sunt Teodor Avrămescu, numele echipei STEO TV. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere, o după amiază plăcută.